Hai să beau niște apă să mă hidratez. Până Cristina bea apă, nu uita să rupeți bombe de ocolare, să depășim 5.000 de cocolaicuri, doar ce la acest video o să vedem adevărată personalitate a noastră. Ați reușit că sunt fenomenali. Cristina, aici ce joc este ăsta, Felix? Spune întrebări, spune întrebări și tu răspunzi și vedem fiecare ce o răspuns personalitate. Vrei? Un an fără dinți sau un an fără internet? Fără dinți? Vedem ce. Tot ales fără internet. Toți trei. Da, toți trei fără internet. Se pare că dinții sunt foarte importanți. Dar dacă întrebai o babă, ea deja sunt fără dinți. Să ți se sugă sângele de către un vampir sau creierul de către un zombi să fie mâncat? Să-mi sugă sângele de către un vampir. Nu vreau zombi. Cum bă, să dă de zombi, că tu știi cum arată? Și în primul rând, zombi miros. Mă uiți dacă miros la tomberon. Că zombi nu se spală. Repede. Sos iute în ochi sau... nu vreau dintr-o aia, ci că șmirglu în loc de hârtie igienică. Ăla era șmirglu! Nu cred, nu! Șmirglu în loc de hârtie igienică, voi vă dați seama. Oh my god! Cristina, mulți merg pe șmirglu, că nu știu ce e șmirglu. Am văzut că curete. Curete moale. Curete moale. Bun, să fii pe o insulă singur sau să fii cu cineva pe care îl urăști? Să vedem ce răspunde Felix. 7-6. Eu am răspuns repede. Eu știu ce a răspuns. Ce a răspuns? Ce-mi place singura. Se pare că nimănui. Da, niște stau cu soacră. Chestia este cu... La urmă ajungi și te înțelegi. Să găsești dragoste adevărată, dar să n-ai prieteni. Să ai mulți prieteni, dar nici o să nu găsești dragoste. Dragoste all the way. Când ai familie și alte chestii, nu mai petreci așa mult timp cu prietenii. Decât dacă ești vagabond, dacă ești golan. Da. E, în școală și în liceu și cam atâta. Prietenii te întâlnești așa, nu știu, o dată pe săptămână, o dată la după două. După aia dragostea contează. Skittles sau M&M's? Skittles. Niciuna. Care o arunc la gunoi? Să vedem. Tu care o arunc la gunoi? M&M's! Mie nu-mi place M&M's pentru mine nu-mi place ciocolată și prea mult și are alumi și nu știu. Skittles de sacrișoare prin exterior, doar de aia. Să fii de dor mai atractiv sau dor mai deștept? Bă, nu știu. Sunt destul de atractivă, nu am nevoie de mai mult și vreau să fiu mai deșteaptă. Tu vrei să-mi atragi, bă, superficialule, bă! Dar eu nu am cum să fii de dor mai deștept, e imposibil așa ceva. Să fii fără suflet sau să fii sensibil? Bă, nu știu. Deja sunt sensibilă. Hai să fiu și fără suflet odată. Adică să fim profesori? Chestia este că e rău să suferi. Nu fără suflet, dar... Gen așa, să fii mai... Nu, eu știi ce am înțeles asta? Să nu te afecteze. Da. Să nu te afecteze când cineva așa, atâta. Ia uite, suntem heartless. Da, că ne iubim abonații și... Și că why? Pentru că e greu să suferi. Să fii să fii copil toată viața sau să fii adult toată viața? Băi, să fiu adult, pentru că când ești adult poți să-ți iei propriile decizii, poți să faci ce vrei. Când ești copil trebuie să mergi în școală, vedeți-mă, școală pe viața vă aveți voi și teme pe viață. Mai degrabă adult. Uite, ăștia vor să fie copii, numai noi vrem să fim adulți. Da, pentru că nu se dă seama că când ești copil stai în școală și iar școală și iar teme și iar școală și iar vacanță și iar școală. Și trebuie să depinzi de părinți, mama, dă-mi 10 lei. Să fii frumos sau să ai personalitate faină? Bă, personalitatea contează, că am văzut unii oameni frumoși cu o personalitate de 2 lei. Da. Dacă contează mult personalitatea. Personalitatea te face să uiți. Uite, vezi, toată lumea a ales good personality. Personalitatea. Îți mai faci o freză, îți mai ai o haină, asta este la personalitatea. Fetele mai pun o mască. Să n-ai sprâncene sau să ai un unibro. Băi, dacă am unibro... Aoleu, nu știu. Dacă am unibro, mă pensez, dacă n-am sprâncene, mi le desenez. Cred că eu sunt singura cu unibro. Egalitate, 3 la 3. Chestia este că te pensezi. Ochi albaștri sau verzi? Albaștri. Albaștri, că așa are și bubulina noastră de vis. Este superbă bubulina noastră. Și ochii verzi sunt fain, dar... Ne place doar dacă albaștri. Ar fi verzi dintre aia, de verzi. Da. Știi, ar fi fain. Verde de ceapă verde, ăla e fain. Ăla îmi place. Ăla are o verde de ceapă verde, aia e plăcut. Că black eyes, please, zice cineva. Anime sau movies? Sincer, eu stai să vedem ce alege Felix. Să vedem ce alege gamerul. Până acum s-a ales... Aaaa!
Da, da, filme bune, nu, da, nu așa bune. Din alea. Filme bune. Sunt care... mult mai faine filmele când sunt bune decât animeurile. Să fie o dezamăgire pentru ceilalți sau să enervezi tot timpul pe ceilalți. Uite, bine, asta e grea. 3, 2, 1. Decât să fiu enervantă, mai degrabă sunt o dezamăgire pentru ceilalți, dar nu sunt o dezamăgire pentru mine. Bine, dar să fiu o dezamăgire pentru ceilalți, în ce sens? Că asta este, știi? Așa, să nu știi când nu o să mai trăiești sau cât timp o să trăiești sau... Să știi când nu o să mai trăiești sau cum nu o să mai trăiești. Aoleu, nici una, nici alta. No answer. Nu, eu nu, adică așa... Nu răspund. Poți să nu răspunzi. E creepy. E creepy, creepy-like. Creepy. Am putea să nu răspundem! Da. Uite, Cristina, poți să schimbi culoarea pancărzii, fă-ți-o roz. E cu bani, să nu dai! Nu, că după aia îi duc pește în eroare, se uită numai la pancarta mea roz. Să tuturor să le fie frică de tine sau să fii iubit de toți? Cine vrea să-i fie frică, bă? Cu frica nu ajungi nicăieri. Adică cine vrea să fie profesor? Eu glumesc acum, uite, lua asta, îi vrea să fie frică celor la zea. Dar orice... Și asta la fel. Da, eu glumesc, dar orice are sâmbure de adevăr. Și în zilele de astăzi sacul de sâmburi. Ok, să ai o casă super faină sau o mașină? Bă! Casa contează, când casă stai. Doamne. Mașina, te duci puțin pe afară și asta e. Și după câțiva ani, ce e cu rabla aia? Da, se demodează mașinile. După 8 ani mașina arată... Bravo, băieți, ați ales bine. Așa. Bravo, uite, ce oameni deștepți. Da. Filmele horror sau comedii? Hai să vedem ce alege gamerul. Să vedem ce alege gamerul. Este ce ne potrivi. Dă-te palma, merge pe comedie. Eu vreau să râd de când se fac. Da, știți care e faza? Când eram copil îmi plăceau mult filmele horror, dar mi-am dat seama că nu există filme horror foarte, foarte bune. Xbox sau PlayStation? Hai să vedem ce aleg eu și ce alege gamerul. Deci Xbox este o copie de PlayStation, PlayStation este original și are toate jocurile faine. Xbox este o parodie. Nu jocul fain, nimeni nu se joacă și manetele sunt rele. Nu știți cum. PlayStation! Oamenii cu adevărat bravo, care bravo. L-au încercat pe amândouă, știu că PlayStation și mie. PlayStation a fost... Să te lupți cu un urs sau să te lupți cu un leu? Am să bat tot urșii, deoarece leu este regele junglei, n-ai cum să învingi un leu. Bat urșii de n-ai văzut. Așa, îi mâncă leu. Nu știu, pot să bat un urs, dar nu pot să bat un leu. Chiar adevărul e că am auzit oameni să se bată cu lup, cu urși. Și am auzit oameni să fie mâncați de lei. Da. Bă, am să-l aleg pe ăsta. Pe ce ales? Ia să vedem. Nu aleg pe omul șobolan cu aripi, dar nu aleg pe ăla. Auzi, de ce stă așa de fain acolo? De costită. Este, am ales la fel. Superman băi. Zboară. Da. Da. Niciodată nu doare burta. Batman nu e așa. Să îți îndeplinești nu, visul. Să ai slujba de vis, dar să fii sărac. Sau să ai o slujbă care nu-ți place, dar să fii incredibil de bogat. Bogați, incredibil. Păi da, mă, dar nu trebuie, lucrezi. Știi ce? Lucrezi câteva ore pe zi. Și după aceea fac ce vreau. După aceea te duci în Dubai. Te vii Superman sau Batman? Păi, dar mă ales odată, nu v-ați prins? Cred că Batman nu se lasă. Nu cum ar zice ăștia? Batman. 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 Aoleu. În România credeai că nu mai spui ceva nou. Se pare că cine a răspuns a rămas fidel. Asta nu a rămas fidel, era super înainte, ultimul. Asta da, era super. S-a schimbat. Cineva s-a retras. Da, zice, eu mă duc la baie. Să ai bani sau faimă? Bă, nu mă interesează atât de mult faimă. Păi stai, dar să am faimă, dar să n-am bani de ciorap. Deci cu bani poți să te duci unde vrei, să mănânci ce vrei, să cumperi ce vrei. Cu bani poți să-ți cumperi chipsuri când vrei. Da. Și cu faimă, băi, eu sunt faimos, îmi dai pungă de chipsuri. E un autograf. Dai și pix să scriu. N-am. Poți să păstrezi pixul și foaia. Într-adevăr. Da, se repetă întrebările, văd. Dar tot am să mențin răspunsul. Pentru că e mai fain să ai casă decât mașină faină. Bine, e fain să le pe amândouă, dar casa e mai importantă. Se pare că s-au schimbat jucătorii. Bine, hai că o mașină poți să-ți mai cumperi așa, să meargă. O mașină poate să arate faină și dacă e mai vechișoară. Dar o casă
Acadă la trei băgat. Ha, scolă taxi, oh my god. Ok, bai, măi, se văd că se cam repetă. Se văd dacă următoarea se mai repetă. Ideea este că poți să scrii ce întrebare vrei. Da? Felix e fain sau Felix e superb? Dar că costă 15 robux, n-am văzut-o. Pe o singură întrebare 15 robux? Da. Cam scump. Dar ce frumos să avem aici la noi în casă. Asta face de la sport fata asta. Am crezut că are acolo gugoașă, păr. Dar n-are, când stai dintr-o parte vede că are un yoga mat. Ai, e dintre aia ce face sport așa. Nu, e yoga mat, să vezi cum se întoarce. Ok. Să fii pierdut în pădure pe timp de noapte sau să fii blocat într-o casă mântuită. Da. Ai de cap meu. Ai văzut yoga matul? Da, da. Cum să stai într-o casă mântuită? Pe timp de noapte. Doamne, că nu poți să dormi, important somnul, vă spun. Mai degrabă stau în pădure decât casă mântuită. Da, dar în pădurea nebântuită, nu? Da, doar în pădure. Mamă, deci... dacă ar fi pădure bântuită. Asta nu răspund! Sincer, e fain joc, e foarte fain, dar cred că e abia la început, nu? Da, da. Și urmează să mai pun întrebări. Bine, dar ăsta vrea să punem întrebări. Acum suntem la noi? Da. Ăștia vor să pună întrebări gen cu bani. Da, de aia. Uite, acolo e oglindă mare. Înțeles. Se uite în oglindă. Dar dacă mai pică întrebare nu acum, o să stăm până când mai pică întrebări noi. Ia să vedem. Dar e chiar foarte fain jocul. După întrebarea asta. Da, deci asta e penultima întrebare, cuculișilor. După aceea așteptăm numai dacă sunt întrebări noi. Nu merge pe întrebări noi. Dar sincer mi-ar plăcea joc dintre ăsta în viața reală. Știi, să-ți schimbi prietenii și să vezi cu care ai chestii în comun. Dacă... Păi nu. Păi ce chestii care îți vin așa? Pe moment, știi? Stai că se repetă? Da, gata. Deci astea au fost toate întrebările, oameni buni. Sincer, a fost foarte distractiv. După cum vedeți, suntem true. Nu ne-am schimbat răspunsurile. Tot good personality aleg. Da, așa este. Deci, dacă vreți să mai facem... e ceva nou, ceva nou! Să ai tot corpul cu păr sau să fii chel? Chel. Un bun perucă. Ai de cap, mă. Cum? Părul crește înapoi pe cap. Dar cum îl dai jos de pe doamne când nu? Nu, că îți pui perucă, că numai când văd femeia cu mustață, da, cu toată mochetă sub braț și pe braț. Da, chel și îți pui perucă. Hai că deja se repetă. Perfect. Da. Nu uita să rupeți butonul de colo, ne-am distrat, ne-am simțit bine. Și sunt curioasă să văd dacă ați răspuns și voi odată cu noi la întrebări, să vă citim răspunsurile și ne vedem data viitoare. Pa! Ha!